Partidul Social Democrat și-a propus ca primăriile din Valea Jiului să ajungă roșii. Asta după ce au constatat că mai au 3 luni până la alegeri. Senatorul Cosmin Nicula a venit la Petroșan și a declarat că din 3 iunie primăriile Văii Jiului vor avea primari USL. Uniunea Social-Liberală va trebui să se pregătească foarte serios pentru a câștiga aceste alegeri. Eu sunt convins că printr-o bună mobilizare a echipei noastre de campania candidaților noștri, alegerile locale vor fi câștigate în Valea Jiului de către Uniunea Social-Liberală, atât la nivelul consiliilor locale, cât și la nivelul primăriilor. Și sper ca din cele 6 primării din Valea Jiului, toate 6 să fie câștigate de candidații Uniunii Social-Liberale. Nicula a mai spus că singura problemă este acum demiterea lui Boc, care a și avut, în opinia senatorului de Valea Jiului, numai eșecuri pe toate planurile. Mai mult, Nicula crede că asta se va întâmpla în scurt timp, pentru că Fondul Monetar Internațional vine la București în această săptămână, iar imaginea acestui guvern a fost mult șifonată și de protestele de stradă.